începe Vlogmas cu numărul 2. Din tot ce am văzut la Lidl, parte de chestii de astea de Crăciun, m-au atras ceaiurile acestea și mi-am luat varianta cu orange, ciocberi și de astea cu acăze și barbă. Am vrut un panetone de asta cu bucățele de portocală, dar și cu ciocolată. Ei m-am bucurat foarte mult să găsesc candied oranges. Când am fost în Grecia, erau deja, adică din octombrie, și păreau a fi, nu știu, adică gen să le găsești oricând. Am avut că la noi le-au adus doar în colecția de Crăciun, mi-au plăcut foarte mult, de atunci mi le aduc aminte. Și eu, na. În rest, am mai luat somon, am mai luat niște zmeură, un tiramisu, tot din colecția de lux, dar de ceaiurile astea vă spun sincer că sunt foarte, foarte curioasă. Să vă arăt doar cât de mare a crescut Max. Dacă vă uitați în vlogul măsul de anul trecut, puteam să-l țin în brațe. Acum pot să-l țin în brațe, dar cu mai multă greutate, da. A crescut mare, frumos. A luat și prima lui medalie la un concurs. Aceasta este medalia lui Max, pe care a primit-o. A, deci este deja... și în circuitul de concursuri dedicate câinilor dresați și cu pedigree. Acestea sunt cerculețele cu care se joacă el prin casă. A devenit foarte cuminte, se joacă strict cu jucăriile lui. Nu, Max? Ești bunit tu. Spune tu cât ești de cuminte și de ascultător, nu? Și ai grijă și de panda și de toată lumea, nu? Da, nu mai am stare cu acest advent calendar de la Yves Rocher. În primul vlogmas deja desfăcusem câteva din el și acum pe seară mă gândeam, dar stai puțin, dar ce mai am aici, că vreau să văd. Și vreau să arăt încă o dată așa. Încă o să mai păstrez cutia, cred că până pe la finalul vlogmasului o să mai păstrez, pentru că arată extrem de bine, mi se place foarte mult. Mi se pare foarte rușită ediția de anul acesta, nu că anul trecut ar fi fost mai așa, dar... îmi place ideea asta de lună și soare. Bun! Hai să vedem ce mai avem înăuntru. Nu e cea mai bună lumină astăzi. Adică, oricum filmez seara. Ia să vedem. Parcă știu că am deschis 1, 2 și acum ar trebui să desfac 3. Uitam dacă îl văd pe aici. 4 îl văd. Și am zis... ah, gata! Deci 3 destul de mare. Deci aici organic shea butter for an ultra comforting and nourishing shower. Deci asta e clar, e ceva pentru duș. Este o cremă de duș micuță. Așa. Bun. Asta este 3-ul. Hai să vedem 4-ul, pentru că îl văzusem deja. On. Și 4-ul. Patrul, ce ciudat sună, este o apă micelară de machiantă 2 în 1 pentru piele normală și mixtă. Ce bani, sortez bluza cu... da. Sper că ies un pic din cadru. Ok. Bun. Am văzut și ăsta ce e. 4-5. Hai să desfac și 5-ul. Unde ești 5-ule? Cinciule, ești aici, ești mare. 5. Luăm așa mai multe pentru că eu n-am să fac vlogmas în fiecare zi.
și atunci desfac mai multe date. Ăsta este, cred că, pam pam și vea bime șampon. Ăsta este, este un mini șampon. Bun. Așa, ăsta era ce era. Cinciul. Vedeți dacă avem șasele pe aici? Da, șasele. Uite și șasele. Ba nu, ăsta este 16. Nu, 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 nu ne jucăm. Le desfacem pe rând. Ăsta este 6. Nu? Hai să vedem ce reușesc eu să văd aici. A, este un balsam de buze sau chiar un ruj? Zice, e formul vegan al lui de camelia, pur de levră, ot en couleur. Da, adică un ruj. Da, un ruj este. Este rujul satine. Ce interesant arată ambalajul. Da? Vreau să-l desfac pentru că nu sunt sigură dacă o să-l păstrez eu sau dacă o să-l fac cadouri mamei, că ea știu că nu prea mai avea ruj. Bun, asta este... Mamă, să nu spui că e 9, nu, e 6. E 6, e 6. Că e foarte... 6. Și să desfacem și 7, ca să știm o treabă. Mergem până la 7. Așa. Și avem și 7. Wow, ce drăguț e ăsta. Amand lacte. Este gelul de duș din colecție. Ia să vedem cum miroase. Amigdală. O amigdală mai lăptoasă, dar mi se pare o amigdală destul de, de proaspătă. Deci am mai lămurit niște produse din advent calendarul de la Yves Rocher. Vă reamintesc de codul meu de reducere BB15, care merge până la sfârșitul anului, se aplică peste reducerile existente și funcționează cu linkul meu de afiliere pe care l-aveți în descriere. Îl reamintesc mereu pentru că au tot fost persoane care mi-au zis: a, păi noi n-am știut de codul tău de reducere. Și atunci chiar am promis cuiva, i-am zis, zic, o să fiu așa, ca o moare hodorogită, tot o să aduc aminte. BB15, codul meu de reducere la Yves Rocher până la sfârșitul anului 2022. Iar zilele acestea am mai avut o surpriză. Cei de la Savon mi-au trimis o cutie cu noua lor colecție, cu noua lor colecție, câteva produse din Savon Blush Gourmand. Da. Și am aici gelul, uleiul, de fapt, uleiul de duș, iar în acest pouch, pe care îl puteți găsi și voi în magazine, este shower oil, body scrub și body lotion în format travel. Da, dacă pot să le desfac pe aici. Da, sunt așa mai micuțe pentru luat în călătorie cu voi. Deci este, cred că ăsta e scrub-ul, da. Ca să le aveți în cazul în care călătoriți sau vreți un format mai mic, așa pe care să îl țineți mai ușor la baie. Da. Mulțumesc celor de la Savon, întotdeauna sunt drăguți și mai îmi trimit din noutățile lor. Am fost puțin trasă de ureche, între ghilimele, de câteva persoane care mă urmăresc pe Instagram în special și mi-au zis: Ana, zice, dar tu n-ai spus nimic despre parfumul caramel de la Mirage. Zice, am văzut pe la tot felul de influencer, zice, dar vrem și părerea ta. Mulțumesc, nu e prima dată că primesc genul ăsta de mesaj și vă spun sincer că mă flatează când oamenii spun chestiile astea. Ok, am văzut la X, la Y, dar noi vrem să știm părerea ta. Eu nu am primit parfum, mi-am cumpărat singură sample-ul din caramel și l-am cumpărat de acum vreo lună, pentru că dacă vă uitați bine într-un daily vlog, un unboxing ceva, l-am menționat acolo, adică nu am avut nicio problemă. Tot ce pot eu să vă spun este că deși ei doresc acum ca acest brand Mirage să fie încadrat în zona de nișă, nu pot să spun lucrul ăsta că mi inspiră un parfum de nișă. Mi se pare un gurmand drăguțel, dar nu ceva... Și n-am înțeles de ce s-au dus spre zona asta de gurmand, pentru că practic ADN-ul brandului Mirage nu era spre zona de gurmand, era mai degrabă zona floral, spre aldehidic,
Dar nu, eu nu am simțit în parfumurile pe care le-am încercat din Miraj și din amintirile pe care le am despre parfumurile Miraj, nu mi-aduc aminte de note gurmande. Pe vremea comunismului nu prea era moda parfumurilor gurmande. Ce să-i dai omului să miroase parfum gurmand când abia avea ce să mănânce sau se găseau atât de greu dulciurile și așa mai departe. Deci nu merge pe linia aceea. Da, înțeleg că s-a dorit o altă chestie, o altă abordare. Una peste alta, e un parfumel pe care l-am purtat așa de câteva ori ca să-mi fac o idee. La un moment dat rămâne doar moscul și paciuli și rămâne foarte generic, adică poate fi confundat cu dry down-ul la multe parfumuri pe care le-ați încerca în orice fel de parfumerie. Ca atare, nu știu, nu pot să spun dacă îți place ideea asta de parfum gurmandel, caramel, simpaticel, da, e o variantă, dar nu mi-a dat așa nicio tulburare, să zic, pe nervul olfactiv, nu mi-a dat așa o exaltare, o asta, spre deosebire de un alt parfum despre care nu am vorbit suficient și o să vi-l arăt imediat, sau dacă am timp acum, dacă nu, o să-i fac un review așa cum merită, oricum cred că o să-i fac un review așa cum merită și o să mă chinui să-i fac review și în engleză, pentru că creatorul este Eugene de la You Smells Good, pe care îl apreciez foarte mult, de mulți, mulți ani, când nu prea era cunoscut, când cred că eram câțiva care ne uitam la el, avea și un canal micuț pe vremea aia, cred că avea 1000 și ceva de abonați, dacă nu chiar mai puțini, și avea întotdeauna așa o abordare foarte diferită pe lumea asta parfumistică. Hai să vă arăt despre ce este vorba. Eu practic și la acest parfum am făcut la un moment dat unboxing, v-am arătat că l-am primit mostra din partea lui Eugene, tocmai din Canada, trimisă și am fost surprinsă. Brandul se cheamă Les Abstre și eu am aici mostra din Douleur Esquisse. E un mix foarte interesant, o punere în valoarea trandafirului, mi se pare într-un fel foarte... foarte intens și nu știu de ce, mă plimbă cu gândul spre alte parfumuri celebre cu trandafir, precum Nahema. Mă duce spre altă zonă și mă duce spre zonă elegantă, spre zonă elaborată. Se vede că Douleur Esquisse se cheamă parfumul. El a avut foarte mult de suferit din prisma... asta am înțeles eu din clipurile lui de pe YouTube. A fost, deci lui a început pasiunea asta de parfumuri, Eugene îl cheamă, You Smells Good, așa îl găsiți pe YouTube, și la un moment dat am înțeles că a avut niște probleme în cuplu din cauza asta, apoi s-a despărțit de soția lui și locuiește singur, și la un moment dat și-a dorit foarte mult să-și lanseze propriul brand de parfumuri. Ați lansat propriul brand de parfumuri, nu este foarte greu astăzi. Îți găsești un parfumier cu care să lucrezi, care să-l briefezi dacă nu ești tu însuși parfumier, însuți, pardon. Așa, Eugene a ales să lucreze cu cineva, îmi stă pe limba acum, dar v-am zis că o să-i fac review-ul detaliat, o să găsiți acolo despre cine este vorba, așa că o să vă spun totuși, că mă intru un pic pe Instagram la el. Nu am vrut să rețin toate astea pentru că oricum sunt detalii pe care le găsiți pe Fragrantica, pe it's not like dacă nu vă spun eu, nu știți de unde să le luați. Și el a venit cu această abordare, deci a lucrat cu un parfumier din Franța, a solicitat mai multe variante până când Antoine Lee este creatorul. Pagina de Instagram vă arăt imediat, ca să și intrați acolo să-i vedeți Les Abstre. Ah, hai că-mi bate lumina, minunat. Nu o să reușesc să vă arăt foarte mult. Și el acum a lansat recent și un alt parfum care se numește Belle Âme, care cred că este tot cu Antoine Lee, da, tot cu Antoine Lee este făcut.
Și așa cum am zis, astăzi mai nu e atât de complicat să-ți lansezi un parfum dacă vrei. Important este să ai bani, să știi ce vrei, să te gândești la un brand, să ai un concept. Ideal ar fi să lucrezi cu cineva, un specialist în marketing. Și apoi să-ți alegi un parfumier pe care să-l briefezi, să-i spui exact ce vrei, el îți tot va trimite teste, tu mai dai indicații, gen, nu știu, asta parcă mi se pare prea nu știu cum, parcă aș mai vrea așa, și până ajungi la formula dorită. Mie mi se pare ăsta este într-adevăr un parfum reușit și ăsta sparge acel banal, dar este un elegant, este genul de parfum care chiar dacă este intens, chiar este intens, are verticalitate și căldură. Sunt puține parfumuri, să zic așa, din ce am mirosit eu, care dau chestia asta. Da, sunt foarte multe parfumuri reușite, dar și verticalitate și căldură, adică ca un colos, așa, ca ceva intens, dar care să nu te sperie. Asta mi-a plăcut foarte mult la acest parfum, dar v-am zis, o să-i fac review-ul așa cum mi se cuvine. I-am spus și lui Eugene că în momentul când voi avea 200 de euro disponibili, o să mi-l comand chiar full size. Momentan nu sunt atât de cu mâna atât de accesibilă înspre parfumul. Chiar vreau să vă spun că nu mi-am mai cumpărat. Deci anul ăsta cred că atâta ce am făcut acel split cu roz sherry și am mai făcut un split la un parfum la beige de la Chanel. Și asta a fost tot. Pentru că nici nu mi-am mai dorit să investesc la team parfumuri. Am parfumuri pe care nu am apucat să le folosesc suficient și pe de altă parte nu am nicio problemă să spun că a trebuit să îndrămuiesc altfel banii. Sunt alte priorități acum, știți cu toții. Sau vedem cu toții care sunt costurile vieții de astăzi. Și atunci am fost mult mai atentă. Am preferat, de exemplu, să-mi țin banii de mofturi, între ghilimele, să merg în concediu pentru alte lucruri. Iar eu recunosc că toate aceste lucruri pe care eu le fac în plus pentru sănătatea mea, sportul, de exemplu, a merge la karate și la pilates nu e gratuit. Te costă orele în sine, drumul, pregătirea, alimentația, echipamentul și să știți că nu sunt niște cheltuieli neglijabile. Adică nu vă spune, mă duc acolo și nu e vorba de niște zeci de lei, este vorba de niște mii de lei care se adună încet încet și atunci, sincer să fiu, prefer să investesc în mine decât să investesc și să-mi cresc aici colecția de parfum, care oricum este foarte mare. Pentru un singur om care nu e, adică nu sunt în industrie, n-am vreun magazin, nu trăiesc din review-uri de parfumuri și așa mai departe. Dar la Les Abstre cu siguranță va veni un review complet la acest parfum, așa cum îl simt eu, așa cum, pentru că vreau să-l mai port puțin, vreau să-l mai lămuresc puțin și vreau să vă pot povesti de el așa cum. Și pentru că vă arătam deja în primul vlogmas că încep să folosesc produsele de la Bondi Sands, deja am început să le desfac, îmi pregătesc și niște materiale de stories. Eu am și o mică colaborare cu ei și atunci îmi fac și materialele în același timp, de fapt pe măsură ce încep să le folosesc. Și chiar acum am scosesem acest gel de curățare și serumul cu vitamina B3, pentru că pe asta vreau să le iau prima dată. Am început deja și serul cu acid hialuronic. Da, și le luăm așa ușor la rând. Produsele solare deja le-am folosit în concediu din octombrie, când am fost un pic în Grecia, așa că încet încet trec prin toate, în așa fel încât să vă las niște păreri în clipuri. Cu ocazia asta reamintesc că prețurile lor sunt foarte accesibile, adică sunt produse în jur de 80 de lei, 70 de lei, adică nu intră în zona aceea de super high-end. Sunt produse calitative, dar cu prețuri accesibile. V-am arătat câteva secvențe așa, că am fost un pic prin Lidl, am cumpărat niște lucruri, dar vreau să vă spun că toate mi-au picat rău la stomac sau nu știu, ca stare generală. Ceaiurile acelea, deși sunt foarte aromate, foarte plăcute la gust, mi-am făcut chiar în prima seară, zic hai să văd cum e ceaiul acela cu aromă de ciocolată și portocale. Și nu știu,
La o oră, după ce am băut ceaiul, parcă îmi venea acel gust înapoi pe gât și într-un mod un pic artificial. Nu știu, am zis să fi fost din cauza că am băgat și cam mult panetone. Deci eu, deși nu sunt o persoană gurmandă de felul meu, adică nu sunt genul care să mănânc, mamă, nu știu ce, am niște momente, gen, cam la fiecare, să zicem, sezon de ăsta de chestii mai aparte, gen cum e Paștele cu Pasca, cozonacul la Crăciun, panetonele. Din când în când mă apucă câte o poftă de panetone. Se mai întâmplă și în timpul anului, pentru că știți că panetone putem găsi oricând în supermarket. Și am așa, câte un moment, doar la câteva luni, mă apuc o chestie, mă apuc un fix pe ceva. Și acum am avut fix pe panetonele acesta de la Lidl, pentru că avea prin el și bulinuțe de ciocolată și coaja aceea de portocală. Și cred că aseară am mâncat vreo 3 felii așa sănătoase și efectiv mi s-a făcut greață. Am băut și ceaiul acela și am zis că totuși e panetone și ceai, nu e ca și cum aș fi mâncat, dar nu știu, mi-a picat foarte rău. Iar discurile acelea din portocală în glazurate cu ciocolată, pe care în Grecia... Deci în Grecia mi-am luat, bine, erau același produse, doar că ambalajul era ușor diferit, dar variațiile de ambalaj nu cred eu că sunt cauza schimbării de calitate. Deci în Grecia le-am mâncat cu mare plăcere, însă acum, efectiv, simt că îmi rămâne cleios în gât. Deci nu pot, parcă nu pot să le mestec, n-am mâncat decât 2-3 buline dintre alea și efectiv astăzi când am încercat-o pe ultima mi s-a întors, deci nu mi-a mai trebuit. Așa că am fost dată complet peste cap. Da, am avut și eu niște pofte și niște capricii și mi s-au întors. Și vreau să vă spun că, uite, acum filmez la ora 2 și până la ora asta am mâncat ceva, m-a arătat un pic mai înainte. M-am prostit într-un bol cu banane și cu kiwi, dar și alea parcă îmi stăteau în gât. Am mai încercat o bucățică de aia de portocală în ciocolată și nu, sunt indispusă. Deci până la ora asta e tot ce am mâncat și nu am viziuni foarte încântătoare. Mi luasem și o bucată de somon să mă fac la cuptor, dar dacă sunt așa indispusă, n-am să o mănânc, pentru că o țin eventual și o mănânc mâine, pentru că dacă mănânc așa când sunt indispusă, nu fac decât să îmi fie mai rău. Da, minunat am început, eu și mâncarea. Eu oricum cu mâncarea nu am o relație, mă refer, nu sunt genul în care, vai, să mănânc și de-aia, nu sunt genul mâncăcioasă, nu fac pasiuni de-astea pentru mâncare, dar acum chiar că... Deci doar ce am gustat trei chestii și mi-au pus capac. Bun, este al doilea vlogmas. Eu n-am apucat până acum să mă uit la celelalte vlogmasuri făcute de youtuberii pe care le urmăresc, însă sunt sigură că voi o să mergeți și să vă uitați și așa și vă invit în perioada asta să profitați. Să vedeți materialele făcute și de alți youtuberi. E o perioadă foarte bună în care să vă relaxați așa și să variați conținutul pe acest subiect. Și pentru acest vlog vreau să continui un pic. Am mai desfăcut și aseară. V-am arătat că am desfăcut câteva cutiuțe din advent calendarul de Yves Rocher și de la The Body Shop, dar nu mă pot abține să mai desfac și astăzi câte două cutiuțe. Așa că o să încep cu frumusețea de la Yves Rocher. Și vă reamintesc că acum intră momentul publicitar, teleshopping, dar nu, codul BB15, pentru care le mulțumesc foarte mult celor de la Yves Rocher că au venit cu această idee. Ei știu că de mult îmi place marca lor și am acest cod care funcționează peste promoțiile deja existente. Deci BB15 până la sfârșitul decembrie, profitați de el. Așa cum v-am spus, o să profit și eu, vreau să-mi iau niște săpun lichide, niște geluri de duș, mai văd eu ce mai e pe acolo. Ajunsesem la 7 în aseară, că am desfăcut aseară, mai desfăcut din el, acum trecem la 8. Și de acum nu le mai bag aici, pentru că se face un talmeș-balmeș și nu mai reușesc să le țin ca lumea. Bineînțeles că astăzi plouă, este urât afară, dar asta nu ne oprește să facem vlogmasul. Da, ia să vedem ce avem. 8. A, ce mișto! Este gelul de curățare pe care chiar l-am terminat. Îl aveți într-un empties, cred că de pe la sfârșitul verii, în format full size. Chiar mă bucur că l-am și în format mini.
Să vedem când și pe unde mai călătorim. 8. Ăsta a fost 8. Hai să vedem și 9. 9. Stai puțin. 9. Deci iar sunt în dilemă, că nu știu care e 9 și care e 6, dar ăsta pare mai degrabă 9. Care ziceți voi? Deci, uite-le, 9 și 6. Seamănă foarte bine. Știu că parcă ieri am desfăcut 6-le sau am crezut că am desfăcut 6-le, nu mai știam exact ce. Avem în... cred că 9 sau în 6 avem un top coat cu sclipici pentru unghii. Da, asta odată. Tot nu mă dau eu cu ojă. Cred că am să-l țin să fac cadou cuiva care folosește ojă, eu nefiind o fană ojă și așa. Iar asta cred că 6 îl desfăcusem, cred că îl desfăcusem ieri, da, rujul. Și de ruj la fel am zis că aș vrea să-l țin, poate îl dau mamei sau altcuiva din altă doamnă din familia mea care e mai iubitoare de ruj roșu. Da, deși nu știu, acum am observat așa în ultima vreme că femeile au început să se ferească de ruj roșu și merg mai mult spre ruj nude. 9, 10. Hei, 10, unde ești? 10? Uită-te aici. Oare să fie tot ceva de mică? Nu știu ce ar putea fi, să vedem ce scrie aici. Refreshing organic peppermint for cleansed, exfoliated and purified skin. Știu ce. Știu ce este. Este o mască. Sigur e mască, da. Exact. Banul este Le Nettoyant des Incrustants Anti-Point Noir. Este gelul de curățare pentru puncte negre. Asta cred că am să-l țin lui fiul meu. Ia stai. Hai. Când mai face el câte un coșuleț așa să aibă ce să curețetem. Și mă opresc la 10 și le las afară de data asta, nu mai le las înăuntru ca să nu mai mă încurc data viitoare. Așa și îl închidem frumos. Deci, țineți minte că am ajuns la 10, da? Țineți minte și următorul va fi cu... următorul începem cu 11. Hai! Să reușim să-l și închidem. Da. Acum se închide probabil un pic mai greu pentru că încep să cadă cutiuțele pe aici. Și... gata. Și se închide atât de frumos. Foarte frumoasă cutia. Chiar foarte frumoasă. Și să trecem și la The Body Shop. Box. Box of Wishes. E tare drăguț. Acum mi-am dat seama că eu nu mai țin minte la ce număr am ajuns la The Body Shop. Parcă știu că doar două am deschis. Nu? Parcă așa. Deci sunt atât de... Așa, astea o să le punem în coș. Am ajuns să... Deci știu că am desfăcut unul care știu și ce a fost. Parcă a fost o cremă de mâini. Ba nu, nu o cremă de mâini, a fost un gel de duș sau mai știu ce a fost. Da, a fost un gel de duș cu căpșuni. Gata. I know. Doiul a fost crema de mâini, că am și păstrat-o, de-aia e și goală, nu mai e. Și acum ducem la 3. 3, 3, 3. Asta este 3. A, nu se poate, îmi plincă-ne bateria. A, ba nu, am desfăcut și 3-ul. Mi-aduc aminte că am desfăcut și 3-ul. Ce ai făcut, Ani? Ce ai făcut o varză? Oricum, trebuie să mă opresc să schimb bateria la aparat. Nu vreau să știți ce era să pățesc. Era să vărs. Era să vărs tot, tot advent calendarul de la The Body Shop. Era să-l revărs pe aici, pe jos. Făceam dezordine. Cutiuța cu numărul 5. Ce avem în cutiuța cu numărul 5 este British Rose. Yes, iar avem British Rose. Ce mă bucur. Pentru că este aroma mea favorită din toată panoplia de arome și de parfumuri de la The Body Shop. Yes, yes, I like it. I like it. Ăsta era 5, nu? Da, hai că parcă sunt... E, acum hai să vedem dacă l-avem pe 6 sau pe 9 aici. Nu pot să cred. 6 e ăsta, nu? Ăsta este 6, clar, aici e clar. Uite, vedeți? 6 și 9. Bun, ca să nu mă mai încurc, 6. Ia să vedem ce avem în 6. A, în 6 avem Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. O chestie de spălat pe față cu Tea Tree.
mai degrabă, adică mai era, este pentru tenul gras sau pentru tenul care are probleme cu puncte negre, cu acne, cu chestii de genul ăsta. Și hai să mai citim și ce scrie pe cutie, că spune way back în 1987, adică acum timp, în 1987, our community fair trade program, programul nostru de comunitatea asta pentru fair trade, comerțul echitabil, era cunoscut ca și trade, not aid. 35 years later, 35 de ani mai târziu, this ethos is still alive and kicking. Este încă în acțiune și puternic. Bun, 7 este mare. Ia uitați ce mare este 7. Este mare 7-le. Este mare pentru că avem un săpun cu Shea, care este cleansing face and body bar. Da, aici. Un mai mult decât un săpun, spun ei, un fel de ăsta, produs de curățare solid, care zic ei că este și pentru față. Am niște mici rezerve pentru față să mă scol cu așa ceva, but who knows, și 8, că vreau să ajung la 10 și aici. 8. Ce ziceți? Ce e la 8? Eu zic că e un om de corp. Așa mi se pare. Your nourishing mango body butter. Mamă, ce deșteaptă sunt. Era și greu să-ți dai seama. Este untul de corp cu mango. Băi, ce mă bucur pentru că îmi plac mult unturile lor de corp. Și mai avem un 10, dar eu cred că o să fac în așa fel încât să termin tot ce este primul strat, ca să rămân doar cu handle with care. During harvest season, the women of Manorama industry carry an incredible 10-20 de kilograme of fruit every day. Ceva din care acele femei car în fiecare zi 10-20 de kilograme. Și avem aici masca cu vitamina C, Camu Camu, from the Amazonian rainforest, din pădurea amazoniană din Peru. Acolo sunt ingredientele. Bun. Și asta, nu, hai ca să luăm așa ca să... să nu ziceți că am sărit peste 4. Am sărit peste 4. Și 4 este acel burețel de baie, în care eu cred că vă puteți și demachia, pentru că este moale așa. Dacă nu îl folosiți pentru spălat pe corp, asigură și o exfoliere. Bineînțeles, se folosește personal, fiecare cu burețelul lui. 9, ăsta e 9 sau 6, ce face Ani aici? Oh, ce bine, am o cremă de mâini super micuță pentru poșetă. Îmi plac foarte mult cremele acestea de mâini, într-adevăr, în format de poșetă, că asta nu e forma de poșetă. Este crema de mâini pe care o am pe aici pe birou. Pentru o poșetuță vreau ceva așa micuț, ca să-mi încapă și în borsetă, să nu am... o multă bătaie de cap. Da, odată ăsta. Bun. Și ia să vedem, 11 și 12. 11. A wish for Christmas. Da. Avem șamponul cu Shea. Da, ăsta este minunat. Este șamponul cu Shea for very dry hair. Cu capacitate mare de reparare și am înțeles că și fetele care își fac acea metodă curly girl QG pot folosi acest șampon pentru că este conform cu cel, nu știu acum dacă așa e, dar am auzit la un moment dat niște discuții între fetele care folosesc metoda curly girl. Și ce mai avem aici? Și conditioner la fix. Deci unde ai pus Ani șampon? Deci, la mine, parcă sunt la grădiniță aici. Parcă sunt la grădiniță, pe cuvântul meu. Da, deci numai bine am acest duo și șampon și balsam. Oi, mi se pare foarte mișto și calendarul de The Body Shop. Adevărul că și Yves Rocher și The Body Shop în fiecare an au advent calendare foarte utile. Adică, nu știu, acum mi-a trecut prin cap advent calendarele, de exemplu, de la Dior și de la Chanel, care costă și... nu o căruță de bani, două căruțe de bani și care au înăuntru, pe lângă câteva produse și da, miniaturi și nu știu ce, și tot felul de gablonțuri, o steluță, cel puțin la de la Chanel, care a fost ieșit anul trecut și care a fost un adevărat fiasco, acții, pilde,
hârtie de nu hârtie de împachetat, șnurulețe de legat, cadourile, un fel de chise de agățat în pom, adică pentru, dădeai, parcă era 700 de euro, deci 700 de euro, așa, și primeai o grămadă de căcățișuri pe românești. Și am terminat primul strat din advent calendarul de la The Body Shop. Rămânem cu stratul 2, pe care o să îl vedem în viitoarele vlogmasuri. Pentru că vreau să vă obișnuiesc așa cu o lectură în fiecare vlogmas. Ăsta va fi punctul central. Punctul central. Nota specifică a vlogmasurilor din acest an. Îmi doresc să vă fac diverse lecturi din diverse cărți. Dacă primul vlogmas a fost început cu o lectură din Biblie despre nașterea lui Isus și apoi am încheiat cu poezia lui George Coșbuc, Iarna pe uliță, am să vă citesc din faimoasa carte Parfumuri de legendă, scrisă de Anne Davis și Bertrand Meyersterli, puțin din fragmentul dedicat parfumului Shalimar. Cu ocazia asta poate vă mai dau și idei de lectură pentru acest final de an, pentru că și eu mi-am setat o grămadă de lectură pe acest final de an, să vedem ce o să iasă, dacă o să stau mai mult în bucătărie sau o să lenevesc sau o să citesc. Și zice așa: a fost odată un bărbat care era fascinat de o legendă indiană din secolul al XVII-lea. S-a hotărât să o evoce sub forma unui parfum devenit la rândul lui legendă, Shalimar. Acest bărbat se numea Jacques Guerlain și descindea dintr-o fantastică linie de parfumieri. Saga familiei Guerlain începe în 1828, când Pierre-François Pascal Guerlain, parfumier chimist, decide să deschidă un butic în Paris pe Rue de Rivoli. Pierre are la acel moment 30 de ani. Pierre-François Pascal Guerlain se naște în Abbeville, în nordul Franței, în 1798. Tatălui e negustor de mirodenii. Pierre se lansează la rândul lui în domeniul comerțului, lucrând pentru marile case de parfumuri. Studiile de chimie le face în Anglia și tot acolo dobândește cunoștințele necesare pentru a deveni nas. Apoi, în 1826, se hotărăște să înființeze în Londra propria societate, importând produse franțuzești foarte apreciate de englezi, printre acestea L'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Doi ani mai târziu simte nevoia să revină în Franța. Nu doar că în 1828 își deschide propriul butic la parterul hotelului Meurice din Paris, dar curând construiește și o fabrică în Passy, care în epocă înseamnă încă o zonă rurală. Materiile prime pe care le întrebuințează provin din grădina amplă care înconjoară fabrica și de pe proprietatea lui din Normandia. Pierre închipuie sapocetti, săpunuri pe bază de spermanțet cu arome delicate de trandafir, de gardenie sau de asomia pe de toaletă, precum senteur de champ, sau bouquet du jardin du roi. Creează pudre, farduri de obraz și baume de la Ferté, în un balsam destinat la origine să protejeze sânii femeilor care alăptează și care e folosit și astăzi pentru a reda suplețea buzelor uscate. În 1836, vezi la câte se gândeau, se gândea și un parfumier, un specialist în cosmetică pe vremea aceea. În 1836, Pierre concepe unul dintre primele rujuri de buze, Automatism. Cremele lui cu castravete sau cu căpșune au un succes nebun printre femeile elegante din Paris, care nu resping nicio cremă din trandafir cu limaj. În 1840 își mută buticul pe Rue de la Paix, la numărul 15. Frumoasele de la toate curțile Europei îi cumpără produsele, în special Regina Victoria și împărăteasa Sisi. Din voiajele lui, Pierre aduce arome inedite și lansează Cipră, unul din primele parfumuri ciprate. Însă gloria adevărată o cunoaște abia în 1853 cu Eau de Cologne Imperial, efluviu creat pentru împărăteaza Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea. Reușita respectivă îi aduce titlul de parfumier brevetat al majestății sale. În mireasma aceasta deosebit de fină se amestecă arome de bergamotă, de rozmarin, de lămâie și de floare de portocal. Flaconul cu albine e închipuit special pentru această apă prestigioasă de către Poche și Du Courval, sticlarii casei Guerlain.
Micile olane relief, inspirate de coloana Vendôme, sunt decorate cu 69 de albine, simbolul Imperiului și de atunci înainte și al casei Guerlain. Eticheta verde cu alb reprezintă vulturul imperial. În versiunea de lux, albinele sunt pudrate cu aur fin. Apa și recipientul sunt accesibile și astăzi în buticurile Guerlain. O am și eu. Numeroasele personalități își comandă arome pe măsură de la casa Guerlain, de pildă Honoré de Balzac. Epoca e sclipitoare, iar oamenilor le place să se amuze. Offenbach triumfă la varieté, iar expoziția universală își deschide porțile în Paris în 1867. În 1864, la moartea lui Pierre-François Pascal, cei doi fii ai săi, Aimé și Gabriel, preiau conducerea afacerii. Aimé își asumă responsabilitatea creării de noi parfumuri, în vreme ce Gabriel se ocupă de gestionarea societății. Amândoi se ghidează după principiile tatălui, îndrăzneală, savoir-faire și calitate. Războiul din 1870 nu-i gonește pe clienții Guerlain, iar casa continuă să inoveze. Este inventat primul baton de ruj reîncărcabil, introdus într-un etui echipat cu un mecanism de ridicare, astfel încât rujul să fie extras atât cât este necesar. Numele lui ne mublie pa. Aș vrea să sar un pic mai departe către Chalimar, că altfel o să stăm aici mult și bine. După războiul din 1914, toată lumea vrea să uite această prelungă și sumbră perioadă. Femeile își descoperă gleznele, arborează rochii paietate și merg la petreceri excentrice. Puccini triumfă cu Tosca și la Bohème, Japonia începe să intrige și să atragă. În 1919, romanul La Bataille, Bătălia, a apărut cu câțiva ani înainte și semnat de Claude Farrer, un prieten al lui Jacques Guerlain, îl inspiră pe parfumier care dă numele eroinei din carte noii sale arome, Mitsuko. E vorba despre un efluviu pe bază de piersică și de lichen de stejar care evocă tânăra băiețoasă și emancipată a anilor 1920. O nouă apă de colonie iese la lumină, în 1920 Eau de Fleur de Cedra, elegantele epocii se machiază din ce în ce mai mult și adoptă creionul Kohl, Lynx și Le Rouge d'Enfer, primul ruj de buze cu ținută impecabilă creat de parfumier. Jacques Guerlain se lansează în această perioadă în realizarea unei viitoare capodopere, care va fi ținută secretă o vreme. Chalimar, un parfum pus la punct în 1921, dar prezentat abia în 1925 cu ocazia l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de la Grand Palais din Paris. O manifestare care a pus accentul pe parfumerie și pe industria produselor de lux. Deși Jacques Guerlain era fascinat de numele Chalimar și de splendida poveste de dragoste între șahul Jahan și soția lui Mumtaz Mahal, se pare că totuși la momentul închipuirii miresmei, parfumierul nu pusese niciodată piciorul în India de Nord. Nici nu era nevoie. Această poveste adevărată, devenită legendă, poate să facă pe oricine să viseze. Șahul Jahan, împărat mogul atotputernic din secolul al XVII-lea, o iubea cu pasiune pe soția lui Mumtaz. Aveau împreună 13 copii, dar asta nu împiedica pe Mumtaz să-și urmeze soțul în toate călătoriile lui. În timpul unei astfel de incursiuni, 1631, Mumtaz Mahal moare aducând pe lume cel de-al 14-lea prunc al cuplului. Inițial e înmormântată în Burhanpur, acolo unde expiase, în grădina din Zainabad. Șahul Jahan, nebunit de durere, se hotărăște să-i construiască un mausoleu unde prea iubita lui soție să fie mutată. E nevoie mai bine de 15 ani pentru ca monumentul să fie definitivat. E vorba de Taj Mahal, Palatul Coroanei, capodoperă universal, admirată și înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO în 1983. Grădinile Chalimar, Căminul Iubirii, în sanscrită, au fost create de Shahul Jahan și înconjoară palatul lui Lahore, alcătuind un spațiu în care plătesc arome rafinate. În 1921, chimistul Justin Dupont îi prezintă parfumierului o vanilie nouă, de o intensitate inedită, o vanilie de sinteză, etil vanilina. Ca să o testeze, Jacques Guerlain o toarnă într-un flacon cu jichii, creând astfel primul oriental din istoria parfumeriei. Tocmai această vanilie imprimă Chalimarului o armonie stranie, făcându-l să fie în egală măsură proaspăt și lejer, dar și bogat și sensual. Desigur, nu a fost de ajuns ca Jacques să toarne vanilia de sinteză în jichii ca să obțină un parfum nou. Parfumierul a lucrat îndelung la acordurile miresmei ca să-i aducă un caracter de mare senzualitate. Dacă în notele de vârf regăsim aromele citrice din jichii, Chalimar cere neapărat și bergamotă. În notele de mijloc se distinge asomia și trandafirul, iar notele de bază predomină vanilia însoțită de boabe de tonka, de iris, de rășină, de opoponax și de paciuli. Recipientul a fost desenat de Raymond Guerlain, designerul exclusiv al casei și vărului Jacques. El reprezintă un havuz din cristal de bacara, amintind de curburile fântânilor care decorează grădinile palatelor din India. Vă las pe voi să vă continuați lectura, dar asta va fi nota de diferențiere din vlog măsurile mele din acest an.
Și sinceră să fiu, mă gândesc că aș vrea să merg pe această linie de a avea așa mici lecturi din când în când în clipurile mele, pentru că e o chestie pe care o fac de foarte multă vreme și pot să spun că asta este începutul meu în a vorbi public. Când aveam 4 ani și jumătate, nu exista YouTube. Abia în România exista o televiziune care cu greu, cu chiu, cu vai, difuza 2-3 ore de emisiuni seara. Însă eram fascinată de citit. Citesc de la 4 ani și un pic. Asta e, ghinion. Și ghinion pentru că pe vremea mea nu exista chestia asta cu copii superdotați, hai să-i încurajăm, dimpotrivă, nu s-a uimit nimeni. Erau mulțumiți bunicii mei, mama mea era foarte încântată de lucrul ăsta și cam atât. Însă la grădiniță, deja de la grădiniță, doamnele educatoare profitau de faptul că eu știam să citesc și mai ales că citeam și cu intonație poveștile și când aveau și ele treabă să mai completeze fișe sau să aranjeze lucrările noastre, nu știu ce, mă punea în fața clasei cu o carte mare de povești și citeam. Și pentru că și citeam cu intonație și așa, copiii chiar erau atenți, pentru că pe vremea aia nu existau alte tentații. Copiii erau fascinați când cineva le citea o poveste, pentru că la televizor era extrem de puțin program, calculator și altceva, nici măcar nu exista nici măcar la nivel de imaginație, probabil, nu știu. Așa, cineva mai își imagina uitând dacă reușea să vadă vreun fragment de film science fiction sau vreun film american. În rest, nimeni nu își imagina că o să ajungem noi într-o zi să avem Netflix și toate nebunile să ne uităm la televizor. Așa că am rămas cu darul acesta de a citi și cu plăcerea asta și de a recita, inclusiv și în școala primară și în ciclul gimnazial, până a scăpat de comunism. La toate serbările de pionier, de orice serbări erau, eram printre copii, să zic, de top care recitau poeziile cele mai lungi, care aveau roluri, tot felul de scenete. Pe vremea aia se numeau Brigada Artistică. Cei care sunteți de vârsta mea probabil ați prins chestia asta. Și acolo aveam cele mai multe intervenții, dar nu mai zic, pe parte de poezii, cele mai grele și mai lungi și mai chinuitoare poezii, eu le învățam pentru serbări și eram pus acolo să le recit. Să ne cam apropiem de final, dar vreau să vă arăt că între timp mai am niște produse noi de testat, tot așa, noi pentru noi, să spun așa, dar aici e vorba de un brand cu o istorie foarte, foarte lungă. Este vorba de Thayers. Thayers este un brand american care are o istorie de, mă uitam acum ca să fiu sigur să nu spun o prostie, 175 de ani. A fost creat de un medic, exact de domnul al cărui poză o puteți vedea pe ambalaje. El a început ca medic și la un moment dat, în timpul războiului civil, dacă nu spun o prostie, pentru că oricum în istoria Statelor Unite ale Americii sunt multe războaie acolo, a fost un fel de furnizor pentru armată cu tot felul de poțiuni, de chestii obținute din plante. Iar el a început să fie foarte cunoscut pentru metodele lui de extragere a diferitelor extracte vegetale, diverselor substanțe de natură vegetală și în special se pare că a avut o atracție specială pentru hamamelis. Hamamelisul a observat că este un ingredient foarte discutat și disputat în lumea cosmeticii. Sunt specialiști care îl consideră un ingredient extraordinar, mai ales pentru tenul gras, cu capacitate de calmare, astringent, dar sunt și voci care spun că totuși ar fi un alergen, că nu ar fi potrivit să-l folosim pentru ten. Și adevărul este că sunt persoane care în mod natural sunt alergice la hamamelis, așa cum sunt persoane care sunt alergice la la lavandă sau cum sunt persoane alergice la tot felul de flori. Ce m-a amuzat foarte mult este că eu și cu domnul Harry Thayer
suntem născuți în aceeași zi, numai că, în 14 mai, numai că el s-a născut pe 1823 și eu niște sute de ani mai târziu. Dar m-am amuzat de chestia aceasta. Da, deci se pare că e un taur veritabil, îi plac cosmeticele. În 1847 își deschide primul laborator și primul magazin așa mai cunoscut. Și practic așa a și rămas, renumele lui a rămas marcant, să zicem, în istoria cosmeticelor în perioada războiului civil, când într-adevăr poțiunile lui și toate produsele pe care el reușea să le facă erau foarte cerute de armată pentru spitalele de campanie care se făceau pentru soldații răniți. Au început să vină bine peste el, pentru că deja în 1855 a și primit un premiu, un fel de, era o medalie de argint acordată, de vă spun exact, de American Institute of New York, care i-a dat această medalie pentru extractele fluide, în special pe care el le producea, și a fost premiat de asemenea și pentru aparatul pe care el l-a gândit ca să poată să facă această distilare în vacuum. Pentru că ce este foarte interesant este că toate aceste tonice care au rămas și practic care au fost create de el, eu am aici chiar și mă uitam să văd, am varianta unscented, am varianta cu castravete, deci ele sunt gândite de la formula inițială, și astfel că și aparatul pe care el l-a gândit ca să obțină aceste extracte a fost de asemenea premiat. Aparatul a fost premiat în 1856 de către Asociația Caritabilă a Mecanicilor din Massachusetts. Doamne, greu este de spus această denumire. Treptat afacerea a rămas în familie și din ce în ce a început să fie cunoscută, astfel încât a devenit o prezență, am înțeles că pentru americani, it's something, așa cum zicem noi, nu știu, cum zicem noi laptele Doina, pentru ei este tonicul Thayer's. Adică e cam același lucru. Tot așa sunt foarte obișnuiți și am înțeles că cam în orice casă din America găsești o chestie de la Thayer's la baie. În 2012 ei deja au început să folosească ingrediente certificate organic de către USDA, Organic Association, pentru ingredientele din hamamelis, deci hamamelisul este de origine organică și de asemenea aloe vera. Iar în 2016 ei s-au mutat cu sediul chiar în zona fermelor de unde provin aceste ingrediente, ca să fie cât mai aproape de sursa ingredientelor pe care le folosesc în produse. De ce se consideră extractul din hamamelis folosit în aceste produse ceva mai puternic? Pentru că nu este obținut prin distilarea clasică și astfel că procentul de tanin cu funcție antioxidantă este ceva mai mare în aceste produse, astfel încât ajută și la echilibrarea pH-ului pielii. Practic, aceste tonice voi puteți să le folosiți în procesul de demachiere, pentru reîmprospătarea feței. Eu aici, de exemplu, am acest facial mist, witch hazel și cu rose petals, pe care pe ăsta, de fapt, am început să și-l folosesc prima dată și pe care le puteți folosi oricând în timpul zilei. Cred că și peste make-up nu văd care ar fi problema. Normal, dacă aveți un heavy make-up de petrecere, de nuntă, de revelion, eu știu, poate că nu ar fi cel mai indicat lucru să-l faceți, dar dacă aveți un machiaj ușor și așa, puteți să-l folosiți și peste. Și am înțeles că are și această funcție de a fixa machiajul sau de a vă revigora un pic tenul atunci când este machiat. Eu o să încep să le folosesc, le-am primit din partea lor, le găsiți la Douglas, tot așa sunt accesibile, găsiți inclusiv formatul travel la facial toner witch hazel, care e undeva pe la 20 ceva de lei, iar în rest tot așa undeva pe la 70-80 de lei, dacă mă lăsați un pic, mă uit și vă spun exact. Pe Douglas găsiți formatul mare pe la 75 de lei pentru 335 de mililitri, un format mare, zic așa, de familie, adică îl puteți lua și
să-l folosiți toți în casă, dar este și formatul mic la 25 de lei pentru 89 de mililitri. Da, spun și ei aici că sunt formule fără alcool și că procesul nostru de producție prin macerare este ceea ce îi face unici. Asta a reușit practic să fac Thayers, să se separe de acel procedeu clasic de distilare și să meargă spre partea asta de macerare, de a obține altfel ingredientele botanice pentru a fi mai eficiente. Cine este specialist pe chimie, biologie, cu siguranță înțelege procesul mult mai bine. Mi se pare foarte întreprinzător așa spiritul lui Thayers și poate și faptul ăsta că suntem născuți în aceeași zi m-a făcut așa să mă gândesc că și el a luat așa o turnură spre antreprenoriat, practic cum am făcut și eu la un moment dat. El a practicat medicina până la 21 de ani, deși era oarecum o chestie din familie. După aia a fost atras foarte mult de partea asta de a găsi el singur o metodă, macerare, în fine ce a mai făcut el pe acolo la chimie, nu mă pricep, dar el s-a priceput în mod cert, pentru că îl interesau foarte mult aceste ingrediente de natură vegetală și dorea să le folosească mai mult cu pacienții și apoi, normal, să facă din asta o afacere. Mie asta mi se pare o chestie foarte mișto. Și apreciez oamenii care intră în zona asta a științei inițial, a medicinii, a farmaciei și la un moment dat se gândesc și la o chestie din care să pornească o mică afacere. Mie asta mi se pare o chestie foarte smart și uite că de la un brand care a plecat dintr-un colț al Americii, astăzi a ajuns să fie practic cunoscut la nivel global. Cu ocazia asta chiar mă uitam pentru că în Douglas nu am fost atentă și nu le-am văzut la raft, dar mi-aduc aminte că în Grecia, în Hondo Center cel puțin, era Dita My Stand de Thayers și de dacă le vedeam, mă întrebam ce ori fi astea. Dar nu știu, nu m-a atras în mod special, fiind și atâtea produse și eu la rândul meu încercând atâtea produse de-a lungul anilor, nu sunt întotdeauna, n-am timp întotdeauna să cercetez tot ce mi-aș dori. Aș fi vrut așa să vă iau să ne plimbăm, să vă mai arăt una alta, în schimb peste tot unde am mers zilele astea, e foarte întunecat, plouă, n-am ce să vă arăt. Așa cum v-am spus, nu voi călători în perioada aceasta, am oroare de a călători în luna decembrie, pentru că peste tot e aglomerat, toată lumea e cu sărbătorile, cu agitația, cu așa. Și nu. Deci numai ideea de a sta în trafic spre o cabană sau să mai vină și eu vreo înzăpezire sau mai știu ce altceva, nu. Din februarie încolo, martie, este timp fără probleme. Cred că acesta a fost al doilea vlogmas. Sunt curioasă în continuare de reacțiile voastre. Vă mulțumesc deja pentru primele comentarii și primele reacții pe care le-ați avut la primul vlogmas. M-a încurajat foarte mult și chiar mi-a făcut plăcere. Dar bineînțeles, mă aștept ca de obicei în căsuța de comentarii, idei, păreri, sugestii, reclamații, critici și tot ce vă mai doriți.